mult, urmășică. Hai că pleacă. Înapoi. Hai, hai înapoi. Închidem. E cald. E cald, tati. De la soba asta? Nu. Se simte căldura. E un caper. Roșu sos de usturoi. Salut! Salut! Astăzi? Ready for a trip? Let's go! Haideți! Mergem! Salut! Trebuie să facem o dată un video care să fie doar în engleză. Say what? Let's go now! Dacă nu ați înțeles ce înseamnă you are ready for a trip, înseamnă sunteți gata pentru o vacanță. O excursie, o călătorie. Scurtă de o zi. Scurtă. A day trip, da. Haideți întâi de toate să vă arătăm ce modificări am făcut la mașină. Mergeți voi, eu pregătesc pe Teo. Și pe ea, nici ea nu e încălțată. Hai. Încălțarea fetelor și geci. Pentru că mergem într-un loc friguros. Da, la mergem munte. La munte. De o oră distanță. Teo e gata. Hai, Teo. Unde credeți? Bravo, scrieți-ne în comentarii unde credeți că mergem. Facem o oră de la Bacău. Cam așa. Am schimbat locurile. Și am dat un scaunel. Am dat un scaunel Brianei. Priviți în story. Deschide. Wow, e roșu. Și cum am? Ce tare e, are Isofix? Da, Isofix. Briana, o să fii cea mai fericită în scaunelul tău. Și l-am prins la preț de Black Friday. Super! Cred că asta e cea mai bună afacere, da, de Black Friday-ul ăsta. Și e primul produs comandat. Și a venit ultimul. Briana, să-l stăpânești sănătoasă. Și eu voi sta aici. Teodora și-a dorit foarte mult să inversăm scaunele din mijloc. Da. Pentru că spune ea că i-ar fi mai ușor. Acum e primul drum cu scaunele așa modificate. Da. Să vedem cum o să fie. Nici măcar un pic n-am mers cu așa cu scaunele. Teo, du-te și ți-a o geacă că o să fie friguț. Hai. Da. Hai. Și beau și căciulă și măruș și... Mai văd eu. Hai. Și de ăla de îmbrăcat de iarnă de zăpadă. Hai, că nu stă mult. Gata, Bri? Hai. Și vine și gata. Teo. Măruș, geacă, căciulă. Căciulă pentru Bri să luăm. Da, am luat eu. Bravo. Hai, mami. Hai, Mara, hai. Wow, Briana, ești pregătită? Ce bine e. Mara. Super! Și ia, Teo! Și eu sunt pregătită! Și înălțător și centură! Mamă, ce scăunel are Bri! Iar Mara, unde e centura ta? Uite aici! Mamă, visibilă. Cât spațiu are! Hai, pune centura! Mi-e foame, oprim undeva! Da, și mie! Hai să vedem! Să crezi, nu-mi Bacău! Pa! Să mergem! Am uitat jucăriile, mami! Tati, eu nu mai stau să montez tu camerele. Nu, tu le montezi pe drum. Astea sunt stațiile să joace copiii. Haide, asta e pentru mașină. Montezi, mami, tu. S-o crezi tu, tati, s-o crezi tu. Gata, acolo stau. Și aproape am ajuns. Uite semnul, Valea Celor 12. Ești pe pod, wow! Tati, s-a terminat asfaltul. Mergem aici, în vale. Este prima dată când mergem, am văzut la știri. Exact. Eu am mai auzit de la colegi, dar... O să vedem. Am făcut o oră până aici. Mai avem un minut. Deja aici e parcarea, cred. Uite, măcaruș! Sunt ceva mașini, tate. E de mâncare? E destul de aglomerat. E de mâncare, Mara, da. E de mâncare sau este de vizitat ceva? E și de mâncare, și de cazare, și de vizitat. Noi deocamdată vizităm un pic și mâncăm. Gata? Mai întâi vizităm puțin și hai. Mâncăm. Da, corect. Briana, cum ești? Mi-a fost rău pe drum. Și eu mereu. E Bri. Uite, le face feciuca ei. Hai. Am ajuns, Bri? Singura problemă noastră este că se lasă seara. Da, și frig. Dimineața era foarte cald. Să te iei mânecă scurt. Dar acum trebuie să-ți iei geaca. Briana își lase pantalon scurt să meargă în această excursie. De jos. O oră. Hai, jos. De jos. Când am plecat de acasă era foarte cald. Gigile. Ce ai găsit acolo, Teo? O capră. O căpriță? Ce simpatică e. Hai la tata, hai. Nu e frică, de ce să-mi fie frică?
Gata. Uite, urmuisica. Hai. Mama. Hai că pleacă. Hai, ieși capra. Înapoi. Hai, hai, hai. Sigur trebuie să te băgăm noi înapoi. Nu pleca, nu pleca. Înapoi. Hai, hai înapoi. Ce-i Teo? Hai înapoi, înapoi. Așa. Gata. Am băgat-o. Uite, vine și... Ce avem acolo în față? Oaie. Oaie. Teodora e cu animalele. Asta ce e, Teo? Oaie. Și uite ce blândă e. Super, hai. Cutiu, 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 oița. Hai, oiță, hai. Lasă acolo. Gata. Nu e și oaie. Dă-te geaca. Geaca? Geaca, geaca. Mergem să mâncăm ceva. Bri? La tati în brațe. Așa-i? Ți-e frig? E frig, așa-i? Am ajuns. Așa-i. Și noi am întârziat. Hai să vedem. Oricum putem lua masa până la ora 21 doar pe bază de programare. Sunăm acum și ne programăm sau cum să facem. Nu știu. Wow. Ce fain e făcut ăsta un foișor așa. Da. Și dincoace. Și deja avem bani. Ce avem aici, mami? Aici avem... Ce spune acolo? Consurătoare, tati. Consurătoare, o ghilotină de toate. Nu prea sunt lucruri prietenoase. Vor să arate evul mediu ceva pe aici. Cred. Ce avem aici? O căsuță în față, nu? Da, uite ce interesant, tati. Bună ziua! Am întâlnit doamna care deține acest loc, nu? Bună ziua, bine ați venit! Mă numesc Mihaela și vă mulțumim că ați ales să veniți, să ne vizitați și să faceți parte din povestea noastră. Cu mare drag! Care este povestea voastră? Este vorba despre cei 12 războinici, asta ca să nu mai întrebe toată lumea de la ce vine cei 12, care au făcut satul respectiv, au făcut satul ăsta și au o mare, mare rol în povestea pe care sperăm să o edităm sau oricum soțul meu s-a apucat de turnat un film. E o poveste reală sau e o poveste imaginară? Nu, este o poveste imaginară, este inspirată din basmele românești, cu personajele din basmele românești, cu multă ficțiune în ea. Super, nouă deja ne place de la intrare, ne place ceea ce vedem. Ce anume este reprezentat aici? Căsuțele sunt construite manual, din pământ, lemn și piatră. De câte locuri de cazare dispune complexul? Momentan avem 12 locuri de cazare. Sperăm în viitor să... Cei 12? Putem, da, s-a nimerit. S-a nimerit, știu, da. Cred că numărul 12 ne urmărește, așa cam peste tot. S-a nimerit să fie 12 locuri de cazare. Căsuțe în total o să fie 10. Momentan sunt 5. 4 sunt date în funcțiune. Ne puteți arăta o căsuță? Vă mulțumim cu o căsuță, nu cu drag. Căsuța de avos. Așa de mică ușa. Așa da. De mică ușa. E casa securii. Noi nu avem lumină și atunci o să trebuiască să vă aprindeți lumânările, pentru că iluminatul este natural ziua și cu lumânări noaptea. Creează o ambianță pentru a putea sta la povești și a socializa, a cunoaște familia mai bine și să fii mai aproape de ei. E o întoarcere în trecut. Exact. Foarte tare. Hai să mergem. Ce avem aici? E cald. E cald. E cald, tati. De la soba asta? Nu. Nu. Se simte căldura. Uite, mama. Încătea. Wow. Tu stai să mă, tati, așa la lumânări? Avem un chibrit? Să închidem. Ce zici, mami? Atât pe asta am reușit să o aprind. S-ar putea să mai pot aici. Avem aici un pat cu valea celor 12. În cifre romane? Da. 10-12. Așa? Ia să vedem. Cum mai facem lumină? Voi vedeți ceva? Cam asta este atmosfera și pentru noi. Sunt două paturi în care am avea loc în felul următor. Mami, tati și Bri aici, iar Mara și Teo din coace. Am încăpea foarte bine noi două. Avem și aici un ladă. Acolo sunt lejerii, prosoape, apă. Foarte tare. Iar aici, un tablou. Da. A, m-am dat cu capul de stâlp. Asta înseamnă să n-ai lumină. Dar e foarte interesant așa să trăiești fără electricitate. Hai să mergem să vizităm sătucul. Haideți. E un cap perfect. Super. Vă mulțumim pentru tot. Noi urmează să vizităm tot complexul și apoi să stăm la masă. Vă mulțumim și noi că ne-ați vizitat și vă invităm să serviți din preparatele noastre și sper să vă placă. Cum să reveniți, să și vă cazați, să dormiți, să vedeți care este atmosfera, așa, mai ales noaptea. Abia așteptăm!
Am plecat pe alei și am descoperit sauna. Uite, sauna și ciubărul pe care fetele vor să-l încerce. Vă zic eu acum dacă are apă. Nu numai că are apă. S-a făcut și foc în el. Se face foc, da. Nu aveți voie să atingeți. Da. Tati, ciubărul se folosește când e iarnă. Vedeți? Multă apă. Și e încălzită, e caldă. Îmi plac, tati, potecile astea din lemn. Da. De aici unde mergem, mami? Tot pe o alee. Wow! O casă din piatră aici. Ia să vedem. Casa soarelui. Probabil are fața către răsărit. Și cred că e cineva în ea. Probabil, uite, lemne aici pentru foc. Îmi place următoarea căsuță, tati. E acoperită de pământ și iarbă. Dar și asta e acoperită. Toate sunt așa, mami. Și asta era, da. Da. Nu chiar toate acolo. Aproape, da. Și Davos. Am văzut-o noi. Dați-vă jos de pe casă. Ce ați găsit aici? Aici e un... desen. E un motor pentru casă. Da. Wow, și uite. Cum iese. Deci este cineva acolo. Da, e cineva. Nu, înapoi. Mergem pe alee să o vizităm. Aici, ia să vedem ce scrie, ce casă e. Casa biciului. Haideți, fetelor. Ele sunt sus pe case. Mergem mai departe, tati. Nu deranjați. Ok, casa V3. Plecăm de aici. Gata, s-a lăsat seara. Cum am zis eu, yes, este baie. Acum ne retragem în tavernă să gustăm ceva tradițional. Haideți. Nu-i nimeni aici? Aici în tavernă mâncăm? Uite focul. Uite, au piept de pui. Uite ce am găsit eu cu... Hai, fetelor. Coclete cu porumb. Foarte tare. Așa stați voi. Trebuie să stau așa ca să mă arătă tare acasă, că e foarte tare. A venit ciorbița. Poftă bună. E bună și e ciorba bunicii. Uite ce bine arată. Hai, poftă bună. Felul 2, sărmăluțe, o măliguță. Și piept de pui. Și... tu ce ai acolo, mami? Miel. Ia. Vreau și o sos de usturoi. Da, vă dau. O servești pe Teo? Da. Ia să vedem, Teo, ce-ți place ție de aici? Ce-i cartofii. Stai cu furculița, da? Ce-ai găsit acolo, Teo? O chestie. Cum se numește? Un fus. Aici este blană de oaie, adică lână. Și cu el torci și faci haine. Vezi că știu? Doi! Wow, nu cred! Doi! Unul e a meu! Gata, de aici mergem la piatra. Gata! Plecăm! Bine. Păi, dar nu, Briana, tu trebuie să stai în el. Bri, nu în spate. Hai. Hai că închid. Da. Acum vin pe partea cealaltă. Și să vedem. Vrei tu un scaunel? Miracolul. Da. Aha. E bine? Nu pot să dorm doar așa. Da, eu o să-mi dau geaca jos. Hai, geaca jos. Eu să-mi dau geaca jos ca să-mi pun să-i curat.